Natural. Iulica, mi-a plăcut foarte mult ce melodie ai ales, iar cum a intrat Lili Sandu ca o adevărată divă, jos pălăria. Da, bă, ești o mămică superbă și cred că auzi asta de 1000 de ori. Când mi-ai spus că mămica Lili Sandu, m-am simțit mai bine ca niciodată. Deci niciodată m-am simțit da, asta spuneam mai devreme la promo, că ne-am întâlnit aici când nu erai măritată, da. Când ești măritată și acum am postura de mămică. Știi cum trece timpul. Deci fii atent, ai grijă ce spui. Pentru că ultima dată când am fost la tine în studio, pe data de 13 decembrie 2019, mi-ai spus că sunt însărcinată, eu nu știam. Și în două zile am aflat vestea. Așa asta că vezi ce mai spui astăzi. O să am grijă, o să măsor cuvintele. Da. Și o să vedem ce o să mai spun. Că uite, vezi, ai grijă ce spui, că se și îndeplinește. Da, dar asta vreau să zic, că arăți superb. O mămică extraordinară. Mulțumesc. Tu întotdeauna ai arătat extraordinar. Și asta jos pălăria, pentru că ai avut grijă de sport, de alimentație, de toate. Știi ce se întâmplă? Fac parte din generația asta mai veche. Și noi trebuie să fim țiplan. Adică la noi nu exista face-up, face-tune. Știi, și după vremea aia trebuie, dacă nu te prezentai la TVR 1, la Titus Munteanu, să fii țiplă, te dădea afară. Și atunci probabil că chestia asta mea a intrat așa. Dar cum m-ai lovit la ficat când ai zis, noi facem parte din generația aia veche. Păi da, mă, m-a luat cu ficat. Adevărat, adevărat. Asta e cea mai bună generație. Că ce da? Se întâmplă astăzi, Doamne iartă-ne. Adică ce e mai bună astăzi față de altă dată? Cei pe vremea noastră, astăzi, pe vremea noastră. Tocmai asta, vezi, aveam, nu știu, aveam o altă siguranță, aveam, ne respectam altfel. Era altfel. În ziua de azi, nu, punem un filtru ceva și gata, ne-am. Și pe vremea noastră, bă, când o vedeai la televizor, păi așa era și în realitate. Exact. Adică asta acum vezi pe Instagram într-un fel și când o întâlnești în realitate, s-ar putea să ai o surpriză. Da, se întâmplă. Sigur, auzi, auzi, nu, ciucă e pățit, ciucă e pățit. Serios? E pățit, da. Ciucă, ciucă e pățit. Nu dăm nume. Dar ciucă săracul este pățit pentru că el este pe Instagram asaltat de tot felul de doamne și domnișoare și la un moment dat el e un suflet foarte bun, mai iese la un suc. Ce să fac cu omul pandemie? Tu dai seama ce au făcut bărbații în pandemie? Și tot singur e ciucă de vreo 3 ani. Dacă tot ți adeveresc vorbele tale, zici ceva de bine și de mine. De tine? Da. Păi adică sticlă și tu ești pe cald. Asta e din Da, dacă te adeverezi, ciucă, da. Ia zi, da. Ce o să ți se schimbe viața. Doamne ajută! Perfect. Lili, o să te invit să luăm loc la bar, da. Pentru că astăzi, pe lângă faptul că mă bucur că ești alături de noi să povestim. Așa. Și să îmi spui cum e rolul de mămică, da. Astăzi este și jurată la concursul nostru de plăcinte. Mă, abia aștept. Ai pofte? Abia aștept. Nu mai am, am avut nu mai ai pofte. De vreo 6 luni mai am. Da, foarte mult. Foarte mult, mai ales că sunt expertă în... preparatul plăcintelor. Cea cu mere, cu brânză, nu prea, că nu prea mănânc brânză, dar cea cu mere este... Astăzi avem o plăcintă inedită, o să vadă și cei de acasă despre ce este vorba. Este super, super inedită, dar o să vedem imediat. Spune-mi cum ești ca mămică. Că uite, vezi, vorbim... Am zis tot. Stai să trec eu în partea asta aici. Că vorbim și din postura de Lili Sandu, mămica Lili Sandu, oameni buni. Da. Este absolut minunat, este foarte dificil, dar pe cât este de dificil, pe atât este de, nu știu, de frumos, e o recompensă extraordinar de mare, sufletească și din toate punctele de vedere. Dar n-ai momente de la când ne spui, bă, de ce n-am fost, de m-am devenit o mămică acum câțiva ani? Mă, mi se mai întâmplă, dar știi și tu că Dumnezeu știe el cum să le aranjeze și, sinceră să fiu, chiar dacă am început acum la 41, parcă nu m-aș opri acum, parcă aș mai vrea să trec o dată sau de două ori din experiența Lili Sandu vrea să ne spună că se pregătește să fie mămică de vreo 2-3... Hai, dă-te acum un titlu de ziar, gata, 2-3 copii. Nu, chiar... E foarte fain, mai ales când ai și un soț Așa este, adică e păcat să stea gena aia acolo, știi, exact, tânăr, păi da, asta e, vezi. Omul arată și foarte bine. Arată extraordinar bine, arată și foarte bine și este și... De-aia arăt și eu bine, că... 12 ani diferență, trebuie să mă mențin acolo. Îți dai seama că n-am cum ar... Da, glumim. Noi nu punem presiune pe noi și pe relația noastră. Da, ai momente de astea când te gândești că e diferența de 12 ani, că tu ești mai mare cu 12 ani. Da. Ai momente, nu? Nu, n-am niciun moment. Ai zis da. Nu, voiam să-ți dau afirmație la întrebarea ta. Nu, nu ne gândim la chestia asta. Bine, se întâmplă de multe ori să fie el mult mai matur decât mine. Acum m-am mai maturizat și eu că sunt mamă, dar nu, n-am simțit diferența asta între noi. 29, 30 acum în august. Vrei tu repede să zici 30 și merge spre 31, adică... Da. Știi ce e foarte frumos? Că eu chiar pregătesc o super emisiune online. Da, super. Este un show, în care voi vorbi despre iubire, în general. Iubirea este foarte frumoasă, dar iubirea în același timp poate să aibă tot felul de probleme, cum ar fi, probleme între ghilimele, cum ar fi o diferență de vârstă și uite cine ne dădea nouă șansă să fim împreună și uite că avem și un copil. Dar da, e un
show online și abia aștept să-l începem. Alături de Romanian Artist Agency, agenția mea, în martie. Vrem în martie? Să, da, da, o să fie o, e ceva inedit și chiar abia o să ai invitate doar de doar femei? Nu. La început, da, pentru că nouă ne place așa genul ăla de Sex and the City and the Bucharest City. Așa? Dar, da, o să am invitații din toate, din toate domenii. Adică de sexul masculin, feminin, nu contează. Sau, super, știi cum e ziua de astăzi? Că nu, fără... Știi, da, vor să-i spună că nu au un gender, adică... Da, adică, exact. Devine, da, din ce în ce mai, pentru, delicat. Pentru că iubirea este un subiect atât de vast și putem vorbi despre foarte multe lucruri. Dar acum, dacă mă sună Marcel și zice Lili Sandu, vină în jurul la Mascov sau nu știu unde, zice sau că vin, adică nu, e o chestie separată, știi, pentru plăcerea mea. Mamă, dacă n-am fost de mult într-o emisiune de TV. Vrei să spun ceva, îmi place de tine că ești în formă și îmi plac oamenii care vin și poți să vorbești că știi, ok, e diferența asta de vârstă, 12 ani, glumesc pe treaba asta. Știi, nu se simtă, adică stai o secundă. Nu, de ce mă întrebi asta? Ce vrei să spui? Dar știi? E o realitate, adică nu. Dar ai avut pe cineva la începutul relației din familie sau din jurul tău foarte apropiat în care să zică femeie, e prea tânăr? Măi, nu cred. Adică părinții lui m-au iubit din primul moment. Lasă, și eu la fel. Lui, de apropiază-i tăi sau de familia ta, de părinți, mă, mamă, totuși. Deja vreo prietenă din partea mea mi-a zis, băi, gândește, nu strica viitorul copilului. Nu mă glumim. Nu, chiar, nu știu, faptul că noi... ne înțelegem și, nu știu, se vedea practic legătura dintre noi doi, oriunde apăream, da, oricine ne vedea, nu am primit niciodată informații de genul ăsta acum că ar fi, da, mai bine, dar auzeam mereu prin culise, ca să zic așa, nu o să reziste, n-are cum, adică 12 ani diferență. Da, să știi că dacă întrebi pe stradă 100 de români care să nu te cunoască, niciodată nu ți-ar da cineva pasă de 100 de ani. Mulțumesc! Sincer! Sincer, acum sincer. Mulțumesc, adică să mergi undeva, să întrebi 100 de francezi, de exemplu, care să nu știe cine e Lina. Pe de asta zic, să nu știe cine e Lina Sandu. N-are, măi, acolo la 27 de ani, 25, 26 de ani. În viață e secretul, știi care e, să nu pui presiune. N-am pus presiune pe relația noastră de când a început. Noi am zis că o să fim așa, doar ne vedem, ne iubim și mai vedem. Eu? Da. Mă, în ăștia 41 de ani, sunt la fel de geloasă. Nu-i caut telefon, dar mă mai uite așa, mă fac că țin copilul în brațe când primește un mesaj. Nu, mă, suntem foarte deschiși în relația asta. Îmi place inelul. Da, este inelul și meu. Este inelul de Logodnă? Inelul de Logodnă. N-am apucat să facem nunta și de ce, că a venit tâmpenia asta de pandemie și sper să vă vaccinați toți, că eu m-am săturat să mă machiez singură și să-mi papăr singură, vreau să mă duc și la un coafor, dar încă mi-e teamă, așa vă vaccinați ca să nu mai existe pandemie. Lucru pe care îl faci și tu, nu? Da, adică, dar acum alăptez. Probabil că după, cu siguranță. Da, încă alăptez, da. Cât ai timp liber? Încă, păi asta voiam să zic, nu, că am pregătit butelcuțul acasă. Ai pus la... Și cine e acum cu copilul? Chiar tatăl copilului, viitorul soț. Nu vrei să-l sunăm să vedem dacă se descurcă? Nu știu, dacă vrei să-l sun, sună. Nu, da, cred că s-ar emoționa. Uite, atunci vreau să-l salut, să știi că e un om senzațional și l-am cunoscut aici la emisiune de câteva ori și întotdeauna am rămas cu o super impresie despre el. Pe bune, fără nicio chestie. Silviu este un bărbat, pe lângă faptul că... Iar pe tine te mai cheamă Lili Sandu. Trebuie să te cheme Lili Țolu. Da, așa e. Te doare sufletul? I take it. Da, de ce moment... să mă doară sufletul? Păi, Lili Sandu e numele de scenă, știe toată lumea. Și într-o dată, cum vă cheamă? Lili cum? Țolu? Ah, ok. Lili Sandu Țolu. Rămâne și Sandu, merge, nu? Merge, nu de rău. Perfect. Da. Mă bucur tare că ești astăzi aici și că ești foarte în formă. Îți mulțumesc și eu și mă bucur că ești bine, sănătos, că totul e în regulă și... Doamne, chiar Doamne așa, ajută. Nu, chiar m-am gândit așa. Noi ne știm de vreo 20 ceva de ani, adică, na... Nu, ca ne știm doar de 20 de ani. Dar chiar m-am gândit așa când am aflat vestea că... Mulțumesc mult de tot, slavă Domnului, am avut o formă ușoară și am depășit cu toții bine povestea asta. Dar asta nu înseamnă că încă nu te protejezi și nu ai grijă. Nu, 100% și asta aș vrea să le spun oamenilor, indiferent că mai trimit mulți mesaje și spun dar bine, mămăruță, până la urmă și tu ai acceptat chestia asta, să spui că ai COVID, da? Mama, asta mi se pare o tâmpenie. Da, adică... există și povestea asta vreau să le spun oamenilor. Și
Andra ar avea nevoie de bani să-i accepte ca să zică că au COVID. Nu, nu, eu vreau să zic că niciodată nu te poți juca cu lucrurile astea. Corect. Și că în jurul tău, ferească Dumnezeu, se poate întâmpla să iei virusul ăsta și să-ți fie fatal, știi? Uite, povesteam puțin luni cu Laura Cosoi. Scuze-mă o secundă, drama nu este vorba de noi, da, nu este vorba de noi, pentru că noi îl putem duce pe picioare, este vorba de părinții noștri. Mama mea are 76 de ani când a fost aici în București. Mulțumesc, Doamne ajută. M-am ferit foarte mult și mă protejez pentru ea mai mult, pentru că da, exact. Da. Noi să zicem că suntem, avem un sistem imunitar bine pus dar la punct, nici dar asta nu se știe, știi? Și bunici, exact, exact. Deci avem datoria să îi protejăm pe ei. Ce ai acolo, ceva bun? E ceai. Să văd dacă miroase ceva. E ceai. Lili Sand, oameni buni, în formă tonică, Ciuca, ai căzut pe gânduri. Are copil, e luată, e perfect. Ciucă, când are imaginea, privirea asta așa, uite, așa stă Ciucă. Veche, lasă, uite, când lasă, stă Ciucă așa, e pe principiu... Oh, unde am fost eu cu 20 de ani? Ce făceam eu? Salut, Ciucă, lasă. Salut. Perfect!